Bună seara! Astăzi o să facem o ruladă din carne tocată, cu șunculiță, cu spanac tras la tigaie, cu ușoare umplute, cu parmezan. Eu am să o pregătesc din seara aceasta pentru mâine. O rălesc în hârtie de copt. O pun într-o tavă. Într-o tavă de copt. Și mâine dimineață o bag la cuptor. Bună seara, bună seara! Și o să avem nevoie de 500 de grame de carne tocată de vită, 500 de grame de șunculiță, șuvițe, 3 ouă fierte, cam 30 de grame, 40 de grame de parmezan. Asta îl puneți după gust. Aici, gata tras la tigaie, în ulei și cu usturoi și cu puțină sare, spanacul. Eu am folosit de data aceasta spanac congelat. L-am cântărit după ce a fost preparat. Puțină sare, piper și ulei. O să punem totul într-o tavă, în hârtie. Eu îl prepar din seara aceasta și mâine dimineață, la prima oră, îl dau la cuptor. Și am să încep cu carnea tocată. Am să adaug puțină sare. Adaug puțină sare să o condimentez. Și puțin piper. Și înăuntru adaug și parmezanul. Eu am să amestec cu mâna totul. Bună seara, bună seara, bine ați venit în bucătăria Cameliei. Totul se face foarte, foarte simplu. Am amestecat bine carnea tocată cu sare, piperul și cu parmezan. Dau deoparte. Și șunculiță, la fel, cu puțină sare. Eu deja am pus puțină și puțin piper. Am să pun și puțin ulei. Și am să amestec bine. Sunt șuvițe de șunculiță, vedeți? Pe care am să le pun remustrat. Și deasupra o să punem carnea tocată. Le amestecăm bine, 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 bine. Acum am să pun totul pe... Bună seara, bună seara! Bine ați venit în bucătăria mea! Am să pun totul pe hârtie de copt.
Și după aceea o să punem totul în această tavă. Eu mâine dimineață am să dau la cuptor cum este toată rulată și am să înțep cu cuțitul. Am să o coc cam o jumătate de oră, așa, și după aceea o desfac încet, încet. Acum o să așezăm cărnița noastră, șunculița. Șoricul l-am tăiat. Am lăsat fără șoric. Ca să nu iasă tare. Acum, o să întindem... Are una, două sfârculețe. O să întindem carnea tocată. Să întindem peste șunculiță. Să punem așa bine carnea tocată peste tot. O să întindem. Acum o să punem și spanacul. Spanacul eu l-am tras la tigaie. Și o să punem și uțele fierte. Trei ușoare. Și acum cu mare grijă o să întoarcem. Rulada noastră. Am să o strâng bine cu hârtia. Și am să pun această tavă. Aceasta este rulada noastră. O lăsăm să se macereze până mâine dimineață. Și mâine dimineață o dăm la cuptor. O puteți da și în această seară. Bună seara, Carmen! Fac rulada de carne cu carne tocată
și cu șunculiță, cu spanac tras la tigaie, cu usturoi, cu spanacul a fost congelat, puteți folosi și spanac proaspăt, cu usturoi, cu ulei, cu puțină sare și cu ușoare fierte și cu parmezan în carnea tocată, condită cu sare, piper și parmezan. Făcută rulada și dăm la cuptor. Aceasta este rețeta mea din această seară. Eu o prepar pentru mâine. O puteți da și în seara aceasta, sau dacă nu, mâine dimineață o băgați la cuptor să fie caldă pentru prânz. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați intrat în direct cu mine. Vă doresc multă sănătate. O rețetă simplă care se face repede, spun eu. Și bună. Cine a venit mai târziu, am să scriu și ingredientele de dedesubt. Cine dorește, le scriu cu mare drag. Bună seara, Viorica. Mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos. Vă doresc multă sănătate. În seara aceasta am făcut o ruladă de carne cu carne tocată, cu șunculiță. Carne am condimentat-o cu sare, piper și cu puțin parmezan, cu spanac. Spanacul a fost congelat, l-am pus în tigaie. Mai întâi am undit usturoiul cu puțin ulei, l-am prăjit un pic, apoi am adăugat spanacul cu puțină sare și l-am prăjit bine să scadă, să nu aibă zeamă, cu 3 ouă fierte. Apoi am condimentat bine șunculița cu sare și piper și puțin ulei. Am pus un strat de șunculiță, un strat de carne tocată, un strat de spanac, 3 ouă, am rulat și dăm la cuptor. Dăm la cuptor exact așa cum este. Înțepăm în câteva locuri cu un cuțit sau cu o furculiță și lăsăm că un 40 de minute, o jumătate de oră după ce a trecut acest timp, desfacem ca să se ruminească. Cât timp lăsăm să se coacă în sucul propriu. Așa. Numai că trebuie înțepat ca să nu pocnească să se rupă în cuptor. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine. Acum trebuie să vă las. O să ne vedem mâine seară. Mâine seară sau luni, luni, să vedem. Că vreau să vă arăt cum fac eu fondantul din marshmallow. Și am să decorez brioșe. Am să fac și brioșe de data aceasta cu ciocolată și o să le decorăm. Și cu fistic am să fac. Și o să le decorăm cu floricele din fondant făcut din marshmallow. Să ne jucăm puțin. Vă urez o seară frumoasă. La revedere! Și mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine în seara aceasta. Și vă mulțumesc că ați venit în casa mea. O seară bună, la revedere tuturor. Vă pup cu mare drag și vă iubesc pe toți. Pupici, mulți pupici și vă îmbrățișez cu drag. La revedere. Noapte bună, Viorica. Te pup dulce. O seară frumoasă tuturor. La revedere.